Bună, dragii mei! Astăzi voi face o nouă etalare cu cărțile de tarot, un pachet de cărțile de tarot egiptean, tarotul Nefertiti, pentru ziua de miercuri, să vedem care sunt energiile zilei de miercuri, la ce ne putem aștepta atât în plan profesional cât și în dragoste, cu banii, cu sănătatea, ce surprize pot fi. Așadar, miercuri 27 ianuarie și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde, albă sau roz, gândindu-vă așadar la ziua de miercuri. La ce vă doriți voi de la această zi? Cum ați dori să fie? Puneți-vă o întrebare sau o dorință sau lăsați-vă doar așa ghidați de intuiție și alegeți-vă varianta și să vedem ce vă dezvăluie pachetul de cărți de tarot pentru ziua de miercuri, ce energii sunt. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra verde. Să vedem ce pot să-mi spună cărțile tarot în acest pachet al lui Nefertiti. Se grăbesc. Poate niște întâlniri aici, un anturaj, niște noutăți care pot apărea, fie legate de cumpărături, de câștiguri, de bani, de servici, de întâlniri, poate un eveniment, ceva de sărbătorit, să vedem ce se întâmplă. Pare o schimbare. Să vedem cu piatra verde ce reușite puteți avea voi miercuri, pentru ce vă veți bucura, ce vești pot veni către voi miercuri, ce veți avea legat de profesie, legat de muncă sau de dragoste, relații, familie, pentru câștiguri, oportunități de câștiguri, cheltuieli, sănătate. Se grăbește o papesă, o femeie mai în vârstă, poate. Bazați-vă pe intuiția voastră. Intuiția voastră vă poate da niște amănunte interesante. Unele poate vă veți ocupa de copii, de familie, de studii, sau o femeie va juca un rol important. În orice caz, trebuie să fiți cu răbdare, să fiți mai serioși în ceea ce faceți. Apar oportunități de câștiguri, chiar dragoste la prima vedere pentru unii, sau vă veți ocupa mai mult de munca voastră, de hobby-urile, de pasiunile voastre. Veți studia poate mai mult, veți dedica mai mult timp relației cu o anumită persoană sau hobby-urilor, pasiunilor voastre. Da. Este o zi în care trebuie să fiți totuși prudenți aici, că mi-apar niște multe semne de aer, spadele, legate de profesie. O femeie care, oricât voi ca femeie trebuie să vă zbate, să vă faceți dreptate, ori aveți o femeie care încearcă poate să vă critique, să vă înlăture, e mai agresivă într-un fel, poate fi o femeie singură, despărțită, sau voi va trebui pe cont propriu să vă descurcați singură, să vă ocupați poate de sănătate, de frumusețe. O femeie de joacă un rol important, să vedem cine această femeie. S-ar putea să fie vreo rivală, să știți. Aveți o rivalitate, o femeie singură, despărțită, văduvă poate, sau e o femeie mai rea, mai rece, atenție că apare o rivalitate, dar dacă voi sunteți prudenți, atenți, atente, puteți să depășiți această rivalitate, care poate fi vorba și de un concurs, de un examen sau în munca voastră. Aveți o colegă, o șefă, cineva care totuși e rivală într-un fel, sau e mai rea, mai rece, pot apărea discuții. În relație aici văd că aveți un bărbat dintr-o zodie poate de pământ, care joacă un rol important pentru voi, vă poate sprijini, vă poate susține, vă poate oferi un ajutor chiar financiar, poate, sau veți cunoaște un astfel de bărbat. Da, poate să fie cineva de care să vă îndrăgostiți, poate să fie vorba și de o relație de dragoste. E cineva care vă poate da o susținere, să vă țină acasă, spre exemplu. Poate să fie vorba de tată, de părinte, sau poate să fie vorba chiar de soț. Da? Deci o persoană suflet pereche, poate.
pentru unii, sau atenție totuși, aici depinde și de la caz la caz, grupele acestea vorbesc și de o stare de visare așa exagerat într-un fel. Da, deci nu, trebuie să rămâneți cu picioarele pe pământ, să nu rămâneți, să nu fiți superficiali, pentru că realitatea s-ar putea să fie, să nu fie chiar ceea ce ar conveni vouă, depinde de la caz la caz. În orice caz, aici mi apare o stare de visare sau vă trebuie mai multă odihnă. Ocupați-vă mai mult de odihnă mâine, miercuri, deci stați mai mult, odihniți-vă, da? Cereți ajutorul, sfatul, eventual nu faceți singuri totul. Pentru bani, și aici văd că cineva vă poate lovi pe la spate, cineva vrea să vă păgubească sau vă simțiți într-o suferință, poate nu mai aveți venituri sau aveți o pagubă, aveți o suferință, să vedem de ce. Vă vin niște vești, atenție să nu apară vești și de vreo pagubă, deci aici poate apărea o astfel de situație sau cineva trebuie să faceți o clarificare legat de o pagubă, legat de niște probleme care le aveți voi cu banii. Pot apărea niște clarificări care să vă aducă succes și reușită, poate pentru o suferință care o aveți voi legată de sănătate sau legată de bani, de câștiguri. Mâine pot veni vești care să vă dea speranțe noi, să vă dea succes. Pentru că văd și aici la sănătate că sunteți într-o stare bună de sănătate, într-o formă bună de sănătate. Exact, pot veni niște vești, pot apărea noutăți, pot apărea poate chiar noi cunoștințe care să vă dea o stare pozitivă, tot cineva de monede. Deci voi puteți cunoaște poate mâine pe cineva dintr-o zodie de pământ care să vă dea mult optimism, multă încredere, să vă dea multă speranță. Cu toate că aveți o concurență, o rivalitate, fie legat de muncă din cauza unei femei, fie pentru că voi sunteți femeie singură, dar îmi pare că totuși pentru voi, dacă sunteți ambițioși, ambițioase, faceți clarificare și sunteți cu picioarele pe pământ, puteți avea o reușită, pentru că văd aici, surpriza voastră este o femeie de bâte, femeie dintr-o zodie de foc. Puteți fi voi această femeie să vă faceți singură o surpriză. Ceea ce faceți voi, ceea ce gândiți voi mâine, ceea ce faceți voi pe neașteptate sau o întâlnire cu o femeie joacă un rol important. Da, apar niște vești de la o femeie brunetă, poate, sau faceți cunoștință cu o nouă, cu o femeie brunetă sau vouă, vă vine vreo idee. Descoperiți o dragoste, vă îndrăgostiți, poate, vă începeți să vă puneți în valoare. Apar noutăți la voi mâine, deci mâine să este o zi a noutăți, orică rămâneți însărcinate, orică vă vin niște propuneri. Poate vă vin propuneri de servici, propuneri de afaceri, propuneri de prietenii, propuneri de a avea mai mult succes. Vă văd că înaintați, dar în orice caz trebuie să știți că este o zi în care aveți și niște rivalități, aveți și niște persoane care poate încearcă să vă adoarmă, să zic așa, deci voi păstrați-vă luciditatea, faceți o clarificare pentru că este o zi de succes pentru voi, văd multe semne de foc. Dar aveți și multe semne de pământ care predomină sau de apă și aer. Și haideți să vedem și la a doua variantă cum va fi pentru voi ziua de miercuri, 27 ianuarie, pentru ce vă veți bucura, ce reușite puteți avea, să vedem totul în Nefertiti, ce îmi pot dezvălui pentru voi pentru ziua de miercuri, 27 ianuarie, așadar. Există și la voi aici pentru un succes, pentru o reușită, pentru o petrecere sau pentru un eveniment pe care voi îl pregătiți, un proiect nou, pentru un succes al vostru, totuși aveți niște rivali, aveți niște amenințări, aveți niște pericole. Cineva care încearcă poate să vă intimideze sau voi trebuie să fiți cu mai multă ambiție, să nu vă lăsați intimidați, să nu vă lăsați descurajați. Pentru că puteți avea succes. Trebuie să aveți mai mult exact, trebuie să aveți mai multă ambiție. Uite că și voi aveți o rivalitate aici, aveți o rivalitate, dar puteți să o depășiți. Există o rivalitate, dar eu vă văd aici legat de muncă, că veți avea un succes. Roata norocului îmi aduce pentru voi așadar o energie proaspătă, nouă, o șansă nouă, oportunități care vin poate pe neașteptate. Trebuie să luați poate și o decizie foarte rapid. Trebuie să profitați de niște oportunități care apar mâine.
fie la nivel de societate, fie la nivel de servici, deci voi trebuie și voi să acționați, să fiți pe fază, pentru că puteți avea un rol neașteptat, să se îmbunătățească o situație pentru voi la muncă sau să găsiți de muncă pe neașteptate, să se îmbunătățească ceva într-o relație cu un șef, cu un coleg, ceva. În orice caz, văd aici că vă așteaptă un noroc. Mâine este o zi norocoasă pentru voi, pentru proiectele voastre, pentru inițiativele voastre, pentru a redresa niște situații. Exact. Dar trebuie să fiți și voi poate mai ambițioși, mai bătăioși, mai, nu în sensul negativ, ci în sensul să insistați, să fiți pe fază, să vă faceți dreptate, pentru că sunt șanse aici să vi se facă dreptate, sunt șanse să obțineți un post, sunt șanse să înaintați, să obțineți poziția pe care vă doriți în firmă, să treceți un examen. Aici pot veni niște vești, niște noutăți. Pentru voi face noi cunoștințe, apar noi oportunități. Poate și prin intermediul unui tânăr, poate să fie cineva chiar cu haine de stat sau nu neapărat o persoană mai tânără. Văd aici zodie de aer sau de foc aveți voi mâine pentru muncă și cu dragostea, cu relațiile, familia. Aici pot apărea niște discuții, niște rivalități, niște discuții poate legate și de niște vești, de niște noutăți, de noi cunoștințe, de noi proiecte, de un succes pe care vi-l doriți. Puteți să depășiți niște obstacole. Unii dintre voi poate veți face noi cunoștințe mâine și veți stârni și niște invidii, poate niște gelozii, dar le veți depăși cu bine. Vă văd că veți obține ceva, vă vin noutăți. Orică veștile de la persoana pe care voi o așteptați, orică veți face cunoștință, se face o clarificare. Pentru unii poate apărea și vestea de un copil, da? Apar noutăți și în acest sens. Văd la voi semne de foc și de pământ. Cu banii aici văd că vă veți găsi un echilibru. Poate veți vă veți echilibra, vă vin poate niște bani sau veți avea o zi liniștită, să zic așa, fără probleme legate de bani. Da? Deci, exact, poate apărea chiar, am scos două, le las, pot apărea chiar niște vești de câștiguri, ca și de cumpărături, de investiții care dau niște rezultate. Descoperiți ceva de valoare, cumpărați ceva de valoare, vă ocupați poate și de sănătate. Deci, ziua de mâine pentru voi, prin punct de vedere al banilor, este o zi foarte reușită, în care poate vă ocupați și de a vă face capriciile, a vă cheltui bani pentru capriciile voastre sau pentru relaxare, pentru hobby-urile, pasiunile voastre. În orice caz, e o zi în care banii pot veni. Și apar și oportunități, vești din acest sens de câștiguri. Și cu sănătatea văd că sunteți tot așa într-o situație pozitivă, poate și datorită unor întâlniri care le aveți cu persoane pozitive, care vă dau vești pozitive, poate un bărbat poate juca un rol important, am zis, poate fi vorba de cineva care are funcție și acest lucru vă dă, sau vin vești pozitive legate de sănătate din partea autorităților statului, acest lucru pe voi vă încarcă pozitiv, vă dă speranțe noi, puteți avea un succes, redresa o situație legată de sănătate sau întâlnirea cu niște persoane care vă fac plăcere, pe voi vă încarcă pozitiv, pentru că văd că și aici, pe surpriză, voi aveți un bărbat, un rege de cupe, care îmi vorbește o persoană generoasă, frumoasă, o persoană sensibilă, o persoană care vă poate dărui dragostea sa sau sfaturile sale sau un ajutor. O femeie și un bărbat, deci regina de monede, deci. Pentru voi, o femeie, un bărbat, niște persoane cu funcții, în orice caz, poate chiar cu autoritate, cu competențe, vă pot ajuta, vă pot sprijini, vă pot fi de folos, vă puteți pune în valoare ca femeie frumusețea, ca bărbat funcția, autoritatea, poziția în societate. Vă văd așa într-o zi foarte reușită, da? În care puteți fi în centrul atenției. Da, văd aici influențele semnelor de pământ, de apă, de foc, da, sunt foarte multe care predomină apă, foc și pământ cel mai mult. Cam asta e pentru ziua de miercuri, pentru a doua variantă. Și haideți să vedem și varianta cu piatra roz. Vedem la voi ce se întâmplă miercuri, cum va fi ziua de miercuri pentru voi care sunt energiile.
La voi se vorbesc și la voi, nici sunt niște rivalități aici pe care le puteți depăși cu bine. Văd că aveți și niște oportunități, poate de niște examene, de un concurs, de a cunoaște pe cineva, mai multe persoane în același timp, dar e posibil să stârniți și niște invidii. Trebuie să fiți voi mai calmi, mai răbdători, mai pașnici, să nu intrați în disputa, pentru că puteți avea un succes în... Da, apar noutăți. E o zi foarte interesantă mâine. Deci, miercuri este o zi foarte cu multe oportunități, cu noutăți, cu stare de odihnă, relaxare, dar și noutăți de a câștiga bani, de a avea o reușită. Da, foarte interesantă zi. Chiar foarte interesantă. Deci, văd aici că referitor la muncă, la profesie, vă văd aici, mi-au apărut cupele. Puteți avea un ajutor, un sprijin din partea cuiva care ține la voi, o persoană generoasă. Puteți avea, mâine puteți să vă împăcați cu cineva la muncă, să aveți mai multă pace și armonie la muncă, o zi liniștită, o zi plină de iubire, de sentimente împărtășite legate de munca voastră, sau vă veți ocupa mai mult de dragoste, poate unii dintre voi, unii poate chiar vă îndrăgostiți la locul de muncă, aveți o relație cu cineva la locul de muncă și acest lucru vă încarcă pozitiv, vă aduce multe beneficii vă, celor care, exact, văd aici că poate fi, poate pentru unii vă descoperiți o pasiune, ceva și vă veți ocupa mai mult de pasiunea voastră care vă încarcă, sunteți poate inspirați, mai creativ, poate și datorită că sunteți îndrăgostiți și dați mai mult randament. Păreți mai serioși, poate apărea o relație serioasă cu cineva de la locul de muncă care aduce multe beneficii, multă creativitate, multă generozitate, sentimente împărtășite. Văd semne de apă și de foc pentru muncă și pentru relații, văd aici un tânăr dintr-o zodie de foc, care pot apărea niște noutăți, puteți învăța ceva nou, puteți face noi cunoștință sau apare un copil, un tânăr, vă veți ocupa poate de studii de un copil, de studiile unui copil, dar mi apare și regina de cupe aici, poate să fie vorba orică vă îndrăgostiți, orică veți ocupa de familie, de copii, de studiile copiilor, de educarea, îngrijirea copiilor, de a îi ajuta pe cei care au nevoie de sprijinul vostru. Sunteți mai generoși mâine, mai sensibili și cu inițiative și cu noi cunoștințe pot apărea sentimente împărtășite. Da, văd aici, mai văd la semne de cupă și de cupe și de apă și de foc pentru relații și pentru, mai ales mamă cu copil aici, joacă un rol important. Poate dați naștere unui copil, rămâneți însărcinate, poate să fie și o astfel de situație. Intuiția voastră vă ghidează. Pentru că am zis și la relații, și la muncă, văd că aveți dragoste împărtășită, poate, sau munca voastră va fi să vă ocupați de copii, de casă, de familie, de hobby-urile și pasiunile voastre. Cu banii aici se cere oarecare prudență, deci nu vă aruncați în cheltuieli, nu intrați în dispute, exact. Când apare un rege de spade, pot apărea niște discuții, poate există o amenințare legată de lege, legată de un bărbat cu funcție sau de sănătate, poate trebuie să vă ocupați mai serios de sănătate, să nu intrați în dispute, să nu faceți excese, să, nu știu, să nu respectați regulile, etc., pentru că pot apărea niște neplăceri. Deci faceți-vă o asigurare, poate, de sănătate. Încercați să fiți prudenți în cheltuieli, în orice caz. Păstrați-vă, puneți-vă de rezervă, să zic așa, că puteți avea niște critici, niște neplăceri sau aveți de-a face cu persoane care sunt mai certărețe. Apar niște provocări aici, semne de aer, văd mai mult. Din punct de vedere al sănătății, am zis că dragostea poate juca un rol important, niște tineri, copii, poate, da? Văd aici un tânăr care mi-apare, orică e vorba de un copil, orică e vorba de sentimentele cuiva, dar prudență totuși în socializare, trebuie să vă mențineți într-un echilibru, da? Să încercați să fiți, să nu faceți excese nici de muncă, nici de ce mâncați, nici de socializare, încercați să fiți într-un echilibru. Văd aici semne de apă și de pământ. Deci trebuie să fiți cu picioarele pe pământ. Și surpriza voastră este justiția. Deci de-aia am zis și la bani aici. Poate că veți avea ceva de rezolvat prin justiție. Trebuie să apelați poate la justiție. Vi se poate face dreptate prin justiție sau veți putea primi banii care îi așteptați. Unii dintre voi poate va trebui să
Vă mențineți calmul, pacea. Exact, că pot apărea niște rivalități. Deci, aici trebuie să fiți prudenți în justiție sau, mă rog, în situații, în societate, în situațiile cu care vă veți confrunta mâine, pentru că apar niște rivalități și puteți avea niște neplăceri prin justiție din cauza unor certuri, scandaluri. Puteți avea o pagubă, poate, legată de dar din cauza unui scandal. Așadar, încercați să nu. Mai bine apelați la oamenii de lege, nu intrați voi în conflict, da? Încercați să fiți împăciuitori, să fiți calmi, prudenți. Da? Că există o rivalitate, o concurență. Pentru unii poate apărea pe surpriză că aveți niște examene de dat pentru un post de conducere, spre exemplu, pe care îl puteți depăși. Sau o situație pe care ați avut-o voi conflictuală în justiție cu niște persoane se poate echilibra datorită justiției. Poate să fie și o astfel de situație. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, așadar, pentru ziua de miercuri. Văd multe semne de foc și de aer și aici la voi. Deci este o zi frumoasă, cu multe reușite, în care trebuie să se mențină un echilibru, mai multă pace, mai multă liniște, mai multă armonie. Trebuie să încercați să mențineți această stare de spirit pentru voi și în relațiile cu ceilalți. Că pare o zi care dragostea parcă vorbește foarte mult, pacea, armonia, lucrurile serioase, da? Pentru că altfel intervine justiția dacă nu sunt, dacă sunt prea agresive sau sunt, nu sunt serioase. Cam asta e ce pot să spun, așadar și pentru a treia variantă, eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos, că ziua de miercuri pentru toată lumea va fi excelentă din toate punctele de vedere și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți subiți. La revedere!